Iubiții Domnului, pentru seara aceasta de duminică, aproape de final de lună iulie 2024, mi-a pus Dumnezeu în gând și în inimă să citim un cuvânt despre o categorie de oameni care probabil în ochii semenilor lor nu au un preț foarte mare. Din contră, categoria aceasta de oameni sunt considerați neimportanți, dar vreau să specific un adevăr de la bun început în această seară. În ochii Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos, categoria aceasta de oameni au un preț mare. Sunt prietenii Domnului Iisus Hristos. Despre un oarecare vom citi în această seară, așa începe textul biblic, așa era privit de locuitorii din zona respectivă omul acesta, un oarecare, dar era prietenul Domnului Iisus Hristos. Și lucrul acesta a făcut diferența. Deschidem la Sfânta Evanghelie după Ioan, la capitolul 11, de unde vom citi primele 15 versete. Ar fi trebuit să citim întreg textul biblic, este foarte lung. Mizez pe dumneavoastră că îl veți citi acasă, că îl cunoașteți deja, ați auzit de multe ori întâmplarea aceasta și nădăjduim că în această seară Dumnezeu ne va vorbi prin acest cuvânt. Pagina Sfânta Scriptură, 1040, respectiv 1041, Ioan 11, începând cu versetul 1. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era și în urmă a zis ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeia. Învățătorul le-a zis ucenicii: acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeia? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia, dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe, le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. Dar acum haidem să mergem la el. Și textul biblic continuă relatând minunea care s-a întâmplat în ziua respectivă. Rugăm pe Dumnezeu și în seara aceasta, în sufletele noastre, în dreptul nostru, să mai facă Domnul minuni. Vă invit cu respect să vă reașezați. Este o mare bucurie, onoare, dar și responsabilitate în același timp să mă aflu la amvonul casei Domnului, Biserica Maranata din Chiroda. Am venit de multe ori la dumneavoastră cu bucurie de fiecare dată, cu aceeași bucurie și în această seară. Mă bucur să revăd pe prietenul meu, fratele în Domnul Iisus Hristos, pastorul bisericii dumneavoastră, pe fratele Ciprian Pantiș. Un om pentru care am aprecieri deosebite, v-a dat Dumnezeu un pastor binecuvântat și mă gândeam că nici nu se putea altfel decât să se continue ceea ce era deja. Pe fratele Liviu îl cunosc de mai mulți ani, a slujit ca pastor în biserica dumneavoastră, un om deosebit, un om special, și când ai un om binecuvântat, normal e ca lucrarea să continue în același mod. Și așa a lucrat Dumnezeu și chiar îl ascultam pe fratele Ciprian în această seară și ziceam: mă regăsesc în stilul lui, nu știu, el a preluat de la mine, eu de la el, învățăm unii de la alții, dar slăvit să fie Domnul că Dumnezeu ne formează. Amin. M-am bucurat să îl întâlnești pe fratele păstor Fițui, are mai mulți prieteni la noi la Jebel, frați de-ai noștri care au fost în Australia mi-au povestit
Am auzit încă de când locuia în țară și a lucrat la casa de pensie aici în Timișoara, având o slujbă importantă, și mă gândeam cum Dumnezeu ia oameni dintr-un loc, îi mută în altul și folosește, fiindcă are un plan cu viața lor. Frate Fițui, sunt onorat și bucuros să vă întâlnesc în seara aceasta și Dumnezeu v-a folosit în gândurile ce le-ați avut pentru Biserica Domnului. De asemenea, e o onoare și o bucurie să întâlnesc frații din grupul Speranța. I-am urmărit și anul acesta, m-am bucurat de slujirea lor, de efortul depus, mult sacrificiu, multă râvnă, multă pasiune, dar se merită, spunea fratele Gabi, în joc este sufletul oamenilor. Și Dumnezeu câștigă oameni pentru împărăția Lui. Vă aduc și salutări sfinte de la Biserica Soră, Biserica Pentecostală de la Jebel. Frățietatea vă dorește ca sănătatea să vă fie înmulțită, harul să vă fie înmulțit, binecuvântările să vă fie înmulțite și dacă cineva e împotriva acestui salut, îl rog chiar acum să se ridice în picioare. V-am făcut puțin să zâmbiți. N-am întâlnit încă români, nici penticostali, nici de altă confesiune religioasă să nu-și dorească mai multe binecuvântări, mai multă sănătate și mai mult har. Domnul să ne le dea, amin, după bunăvoința Lui din belșug. Amin. Amin. Și acum ne apropiem de mesajul Bibliei din seara aceasta. Mă gândeam că fiecare dintre noi am avut momente în viață când am întârziat undeva. Am întârziat poate la o întâlnire, nu ne-am propus să întârziem, dar așa au ieșit lucrurile și așa s-a întâmplat să întârzie. Am întârziat poate la autobuz. Am zis că ajungem la timp în stația de autobuz, uneori la tren. E drept, circulăm mai rar acum cu autobuzul și cu trenul. Poate s-a întâmplat cuiva să întârzie la aeroport. S-a întâmplat celor mai tineri, țin minte, eram în școală, în liceu și mi s-a întâmplat și mie câteodată, e adevărat, nu-i onorabil, întârziam la ore. Ai întârziat poate dumneata care asculți Evanghelia în această seară la locul de muncă? Dacă e să fim foarte cinstiți cu noi, am avut momente în această viață când am întârziat, inclusiv la biserică. Însă dacă e să privim în această seară, dincolo de întârzierea noastră umană, trebuie să recunoaștem foarte sincer că au fost momente în această viață în care ni s-a creat impresia pe fondul unor situații că și Dumnezeu întârzie. Acele momente când am avut impresia că răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune întârzie. Acele momente când aveai nevoie de rezolvarea unei probleme, de o izbăvire, de o eliberare și ai zis, ajutorul lui Dumnezeu întârzie. Acele momente când ai avut impresia că Dumnezeu nu e acolo unde ai vrut tu, că n-ai intervenit cum ai vrut tu, în locul în care ai vrut dumneata. Iar lucrurile acestea ne-au creat impresia că uneori și Dumnezeu ar întârzia, că nu e unde am vrea noi, când am vrea noi și cum am vrea noi să lucreze. Știți că aceeași problemă o avea și Marta și Maria. Ele credeau că Domnul Iisus Hristos a întârziat în problema fratelui lor Lazar, că a ajuns prea târziu și Lazar murise în loc să fie vindecat de boala lui. Deși realitatea este cu totul alta. Știți ce n-au înțeles Marta și Maria? Ele n-au înțeles că întâmplarea cu Lazar, fratele lor, era un motiv de proslăvire a Domnului Iisus Hristos. Ele nu vedeau dincolo de situația prezentă planul ce Dumnezeu avea cu fratele lor. De aceea ele, pentru că n-au înțeles această realitate, au fost crunt dezamăgite, crezând că Iisus a întârziat în rezolvarea problemei fratelui lor. Știți că de atâtea ori am fost și noi la fel? Știți că de atâtea ori și noi, cel puțin în gândul nostru, dacă n-am gândit cu voce tare, am zis, Doamne, dacă interveneai mai devreme, dacă îmi rezolvai problema când te-am strigat, Doamne, ieri, cândva în trecut, nu mâine, Doamne, nu în viitor, ci cândva în urmă.
când i-am implorat. Și atesea avem impresia aceasta că și Dumnezeu câteodată întârzie. De aceea mi-am propus în seara aceasta, în minutele care urmează, să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj, o predică ce am intitulat-o Când crezi că Dumnezeu întârzie. Dragul meu, Ioan 11 ne transmite faptul că uneori planul lui Dumnezeu și iubirea lui față de noi oamenii sunt greu de înțeles. Că atunci când noi avem cea mai mare nevoie de El, ni se creează impresia că Domnul întârzie să ne vină alături și să ne fie un sprijin din punct de vedere emoțional, un sprijin din punct de vedere moral, un sprijin din punct de vedere fizic. Atunci când avem cea mai mare nevoie de El, avem impresia că Domnul e distant. Mi-aduc aminte, relata C.S. Lewis într-o împrejurare că nevasta lui era bolnavă de un cancer galopant de oase și își privea soția cum se stingea sub ochii lui și în momentele acelea de disperare și de groază, C.S. Lewis a relatat următoarele: nu este vorba, vă citesc, că mă aflu în primejdea de a înceta să cred în Dumnezeu. Adevărata primejde este că ajung să cred lucruri groaznice despre El. Concluzia despre care mă îngrozesc nu e, deci, la urma urmei nu există Dumnezeu, ci concluzia care mă sperie e că așa arată uneori Dumnezeu. Știți că uneori Dumnezeu își arată iubirea față de noi întârziind să apară când avem cea mai mare nevoie de El? Știu că e greu de acceptat un astfel de mesaj, știu că e greu de trecut prin filtrul minții un astfel de adevăr, însă asta este realitatea și întrebarea se pune: ce fac eu atunci când am impresia că Domnul Iisus întârzie în problema mea, în situația pe care o am și care nu este simplă și ușoară? Cum reacționez atunci? Primul adevăr a predicii din această seară: când crezi că Domnul întârzie, nu te îndoi de iubirea Lui. Când ți se creează impresia aceasta că Domnul Iisus întârzie, dragul meu frate, stimată soră, prieten al Evangheliei, nu te îndoi de iubirea Lui. Observați cum debutează textul nostru din această seară, tocmai cu această afirmare a dragostei lui Iisus pentru Lazar. Știți ce spun surorile lui Lazar, Marta și Maria? Au trimis la Iisus să-i spună, versetul 3: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este... Adică ele nu se îndoiau de iubirea Domnului Iisus Hristos față de fratele lor, față de Lazar. Doar două versete mai jos, autorul întărește această realitate a iubirii lui Iisus pentru Lazar și familia lui. Și știi ce spune textul biblic? Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Un lucru este foarte cert: dincolo de boala lui Lazar, dincolo de situația tragică prin care a trecut Lazar, Iisus Hristos îl iubea pe Lazar. De două ori ni se comunică lucrul acesta foarte concret în textul biblic, ca să nu ne îndoim de fel, ca să nu trăim în ceață și în confuzie. Și oricine citește acest text trebuie să știe că mai întâi surorile lui Lazar erau convinse de iubirea lui Iisus pentru fratele lor și apoi autorul textului întărește acest adevăr. Și acum fiți atenți, un detaliu foarte important în textul biblic este numele localității din care făcea parte Lazar. Știți că detaliile din textele biblice nu sunt întâmplătoare? Nu întâmplător ni se comunică faptul că Lazar făcea parte dintr-un sat cu numele Betania. Știți ce înseamnă în traducere liberă cuvântul Betania? Casa celor aflați în suferință?
Betania mai poate fi tradus prin casa celor sărmani, oameni buni, frați și surori care ascultați Evanghelia în această seară. Dacă era un loc unde aveai nevoie să simți iubirea lui Iisus pe adevăratelea, locul acela era Betania, casa celor sărmani, casa celor care suferă. Atunci când suferința dă buzna în viața ta, pe nepusă masă, nepoftită, neprogramată, atunci când ai cel mai mare, cea mai mare nevoie de iubirea lui Iisus, e când treci prin suferință, prin necaz. Știți că Marta și Maria au apelat la Domnul Iisus Hristos într-o situație tragică, tocmai în virtutea acestei iubiri de care erau convinse. De aceea ele afirmă: Doamne, acela pe care îl iubești este bolnav. E Lazar, fratele nostru, dar e prietenul tău, îl iubești. M-am uitat la Domnul Iisus Hristos de multe ori și am văzut pe paginile Sfintelor Scripturii următor adevăr. Hristos, Domnul, avea acea capacitate incredibilă de a-i face pe oameni să simtă iubirea Lui. Hristos avea acel har unic, acel fel unic de a fi, de a te determina să simți cât de mult te iubește, să simți că ai valoare în ochii Lui, să simți că ești prețioasă și că ești prețios. Și acum urmează un verset, fii atent, în textul biblic care trece dincolo de rațiunea umană. Și pe unii chiar de-a dreptul îi șochează ceva de necrezut. Versetul 6, deci, am putea traduce acest verset, sau prin urmare, când au auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Cu alte cuvinte, ca și consecința faptului că Iisus îl iubea pe Lazar, Iisus mai zăbovește două zile. Iar aceasta în contextul în care la evrei vizitarea unui prieten bolnav era o datorie sacră peste care nu puteai trece ușor. În ciuda acestui fapt și în ciuda acestei realități, ca și consecința faptului că Iisus îl iubea pe Lazar, mai se bovește încă două zile. Am citit cândva despre un om al lui Dumnezeu care într-o împrejurare a relatat următoarele. Unde este Dumnezeu acum, a zis el? Acesta este unul din cele mai alarmante simptome când ești fericit, atât de fericit încât simți că n-ai avea nevoie de El. Dacă te întorci la El cu laude, te primește cu brațele deschise. Dar du-te la El, spune acest om al lui Dumnezeu, când ești disperat, când orice alt ajutor de la oameni este zadarnic. Știi ce vei întâlni atunci? Se prea poate, spune acest om al lui Dumnezeu, să fii pus la probă și să întâlnești o ușă închisă în față. Și zăvorul răsucite două ori pe dinăuntru, apoi tăcere de mormânt. Și după un timp să auzi o voce care spune: poți să pleci. Într-un mod paradoxal, spune acest om al lui Dumnezeu, ne simțim iubiți de Iisus numai în zilele bune. În zilele în care parcă ne-am descurcat și fără El, că n-am avea nevoie de El, și tocmai în acele momente când avem cea mai mare nevoie de El, tocmai atunci îl simțim uneori atât de departe, așa de absent și de distant. Știți că Lazar a fost iubit de Domnul Iisus Hristos? Dar mă gândesc, acele au fost vremurile bune, vremuri de ospitalitate, când Iisus era primit în casa lui Lazar. Atunci Iisus a fost acolo și Lazar a simțit iubirea Lui. Însă acum, când Lazar este pe moarte și când are cea mai mare nevoie de El, tocmai acum Iisus se bovește două zile. Iar textul biblic insistă să ne transmită următorul adevăr, că întârzierea lui Iisus era o consecință a iubirii Lui pentru Lazar. Un lucru paradoxal, de necrezut.
Nu uita, dragul meu, când crezi, când ți se creează impresia aceasta că Domnul întârzie, nu înseamnă că El nu te mai iubește, nu înseamnă că El te-a abandonat, El te iubește și mai mult! Fiindcă El are un plan cu tine pe care la momentul respectiv nu-l înțelegi. Și nu știi atunci de ce procedează Domnul astfel. Așadar, în primul rând, când crezi că Domnul întârzie, nu te îndoi de iubirea Lui. Fii convins de această realitate. Domnul te iubește. Amen. În al doilea rând, în seara aceasta, ce faci atunci când ai impresia că Domnul întârzie? Când ai impresia că Domnul este distant, că este absent în problema ta, cum reacționezi atunci sau de ce ar trebui să-ți amintești în astfel de momente? În al doilea rând, când crezi că Domnul întârzie, amintește-ți promisiunile Lui. Deci mai întâi fii convins și convinsă de iubirea Lui, iar în al doilea rând, amintește-ți promisiunile Lui. Știți că în astfel de momente cel mai ușor le vine oameni să se uite la probleme și nu la promisiuni. Și e o vorbă între oameni în lumea creștină care spune că dacă te uiți foarte mult la problemele care le ai, riști să nu-L mai vezi pe Dumnezeu, chiar dacă este așa de mare și de minunat Dumnezeu, ci să vezi problemele tale foarte mari. Însă dacă îl pui pe Dumnezeu între tine și problemele tale, nu mai vezi problemele tale chiar dacă sunt multe și mari, ci vezi măreția lui Dumnezeu. Problema e că oamenii, în loc să privească promisiunile Domnului, cel mai adesea, cel mai mult, se focalizează pe probleme. Vă readuc aminte un adevăr în seara aceasta din textul nostru. Înainte ca Domnul Iisus să ajungă la familia lui Lazar, la această familie a ajuns promisiunea Domnului prin mesagerul, prin omul care l-a înștiințat că prietenul lui Lazar este bolnav. Iar promisiunea era următoarea, aproape că nu ne vine să credem: boala aceasta, versetul 4, nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvi prin ea. Ceea ce afirmă Domnul Iisus Hristos aici nu e că boala aceasta nu va duce la moartea lui Lazar. Ceea ce afirmă Mântuitorul Iisus aici e că deznodământul final a bolii nu este moartea. Iar realitatea aceasta poți să o înțelegi doar dacă privești prin credință ulterior la cele petrecute, și anume la învierea lui Lazar. Și acum fii atent, urmează ceva în textul biblic ce ne dă palpitații la inimă. Ceva ce când citești, când aprofundezi, parcă îți bate inima mai tare. Locul în care era Domnul Iisus Hristos era la aproximativ 150 de kilometri de casa lui Lazar. În vremea respectivă, 150 de kilometri erau parcurși pe jos în 4 zile. Și dacă mesagerul care a pornit cu promisiunea lui Iisus spre casa lui Lazar a pornit cu 2 zile înaintea lui Iisus, atunci promisiunea Domnului a ajuns la Marta și la Maria 2 zile mai târziu, după ce Lazar murise. Fiindcă Iisus pornește spre Lazar abia în ziua morții acestuia. Iar dumneavoastră știți un detaliu foarte important: la evrei mortul era îngropat în acea zi în care omul murea din cauza condițiilor meteo. Temperaturile erau foarte ridicate. Așadar, după ce ai plâns mortul, după ce l-ai jălit, după ce s-au adunat oamenii locului, au început și ei să plângă, să simtă cu tine, să jălească, în loc să apară Iisus în persoană, primești un mesaj de la El, o promisiune care sfidează orice raționament: boala asta nu este spre moarte. Și auzi, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.
O promisiune care părea lipsită de orice fel de logică, fiindcă Lazar era deja mormânt. Iisus întârzie două zile, timp în care Marta și Maria, surorile lui Lazar, aveau promisiunea Domnului. Promisiune care avea să se întâmple două zile mai târziu. Dragul meu, atunci când ai impresia aceasta că Domnul Iisus Hristos întârzie, că nu mai apare, că pare absent, iar tu ai cea mai mare nevoie de El, două lucruri de care trebuie să fii sigur. Primul, să continui să crezi în iubirea Lui pentru tine. Și să continui să crezi că promisiunile Domnului sunt valabile și sunt evidente. Poate situația din exterior pare cum pare, poate în interior te cuprind niște sentimente care dovedesc contrariu și zici nu se poate. De multe ori și noi reacționăm ca surorile lui Lazar și ne limităm să analizăm o situație de criză pe baza ceea ce auzim, pe baza ceea ce vedem, pe baza ceea ce pipăim, pe baza ceea ce simțim și zicem asta simt acum, simt durere, simt întristare, simt dezamăgire, sunt frustrat de numai, îți neîmplini, cum se poate una ca asta, strig la Domnul de 3 luni, de o jumătate de an, nu vede Domnul cancerul metastază, nu vede Domnul necazul din familie. Și zice, nu se poate, Domnul nu ne mai iubește. Ba da, ascultă-mă, problema e că tu nu înțelegi planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu trebuie luat în ansamblu, nu pe bucăți, nu pe frânturi. Abia după toată istoria asta petrecută, când Marta s-a uitat în urmă cu Maria, a zis, bă, da, avem de-a face cu Iisus Hristos, Mântuitorul oameni, care ne iubește pe de-adevăratele și a cărui promisiuni sunt valabile și au putere. Când crezi că Domnul întârzie, ce trebuie să faci atunci? 1. Continuă să crezi în iubirea Lui. 2. Continuă să crezi în promisiunea Lui. Dar ce trebuie să mai faci oare? Și ne apropiem de final de mesaj. Continuă să crezi în al treilea rând în puterea Lui. Fii atent ce se întâmplă. Iisus pornește spre Lazar abia când acesta moare, în ziua respectivă. Iar când Iisus ajunge în locul unde se afla Lazar, Lazar era de 4 zile în mormânt. Vă rog să rețineți detaliul acesta care este foarte important. Dacă Iisus pornea spre Lazar când a primit vestea că este bolnav, ar fi ajuns 2 zile mai târziu după ce Lazar murise. Așa că nu întârzierea Domnului a produs moartea lui Lazar. Nu. Acolo era un plan dumnezeiesc ce abia ulterior l-au înțeles și Marta și Maria. Vedeți, pentru noi, apropo, pentru noi un mort e tot mort. Că e mort de 4 zile cineva, că e mort de 2 zile, mortul, știi ce zice românii, tot? Evrei priveau moartea cu totul diferit. Vreau să vă dau un citat. Este un teolog evreu, Bar Capara. El, într-una din scrierile lui, a relatat următorul fapt. Bar Capara a zis că evrei credeau într-o teorie foarte interesantă în vremea când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ printre oameni. În teoria celor 3 zile. El spunea că evreii lăsau mormântul deschis 3 zile și credeau că sufletul omului decedat vine și se plimbă pe deasupra mormântului timp de 3 zile încercând să intre în mormânt și sufletul să revină în trupul omului. Astfel justificau ei erorile medicale. Dacă se întâmpla ca cineva să fie în comă sau în moarte clinică și respectiva persoană era declarată decedată, ăștia lăsau mormântul deschis ca să justifice cumva dacă a fost o eroare medicală. După 3 zile, mormântul era închis, era pecetluit și știi ce spuneau evrei? De acum nimeni nu mai poate să facă niciun miracol. Nu se va mai întâmpla nicio minune. Și ascultați-mă ce cred, studiind textul acesta.
Personal, eu nu cred că Domnul Iisus Hristos a crezut în teoria celor trei zile, când sufletul se plimbă pe deasupra mormântului și încearcă să intre din nou în trup. Dar cred că a ținut cont de această învățătură a vremii, deoarece majoritatea din cei care venise la mormântarea lui Lazar credeau într-o astfel de învățătură care era în cultura lor. Iată de ce întârzie Domnul sau se zăbovește Domnul Iisus Hristos două zile, pe de o parte, ca să nu poată fi contestată învierea lui Lazar de cei mai sceptici dintre oameni, iar pe de altă parte să producă cel mai mare miracol din istoria umanității, ce nu putea fi contestat de nimeni, să învie un mort după patru zile de când decedase. Întreg miracolul acesta a urmărit un singur scop: credința oamenilor în persoana Domnului Iisus Hristos. O credință convingătoare a urmașilor Domnului Iisus Hristos, a ucenicilor săi în Mântuitorul. Întreg miracolul acesta viza credința Martei și a Mariei pe de adevăratele al Mântuitorului Iisus Hristos, dar și credința celor prezenți acolo și peste mii de ani. Mesajul textului din această seară vizează credința mea și credința ta în Domnul Iisus Hristos. Și întrebarea se pune: ce fac eu atunci când am impresia că Domnul întârzie? Când mi se pare că e absent și distant? Mă învață predica din această seară să continui să cred în planul Lui. Amin. Hai să asociem iubirea asta a Domnului cu planul ce l-a avut Iisus. Și atunci toate ideile sunt cu litera P. Să continui să cred în planul Lui. Să continui în al doilea rând să cred în promisiunea Lui. Și în al treilea rând să continui să cred în puterea Lui. Traducătorul scoțian John Patton, omul ăsta a fost plecat cu familia ca misionar în insulele Noile Hebride, în sudul Pacificului. După trei luni de la ajungerea pe insula Tana, soția lui a primit o infecție, ceva microb, s-a îmbolnăvit așa de tare că în scurtă vreme a decedat. Întâmplarea nefericită a făcut ca a lor copil de doar 5 săptămâni să preia și el infecția aceasta și în scurtă vreme să moară și el. Și avea de ales acum John Patton ce va face: rămâne ca misionar între canibalii de acolo de pe insulă sau își vede de viață, se întoarce într-o altă zonă a planetei unde poate să o ducă mult mai bine din punct de vedere pământesc. Dar a zis: rămân aici, aici mă vrea Dumnezeu. John Patton a avut harul să traducă o parte din Noul Testament pentru oamenii de pe insula respectivă și a început traducerea aceasta a Noului Testament cu Evanghelia după Ioan. Și a început să traducă cuvânt cu cuvânt. Numai că a dat de o mare problemă. Când a ajuns la verbul a crede, care se repetă de foarte multe ori în Evanghelia după Ioan, și-a dat seama că oamenii aceia de pe insulă, acei canibali, n-aveau în limbajul lor acest verb, a crede. S-a gândit o perioadă de timp: cum să traduc eu verbul acesta să-l înțeleagă oamenii de pe insulă? Într-o zi a venit o idee, era la biroul lui și s-a așezat pe scaun. Și în timp ce stătea așezat pe scaun, l-a întrebat pe un localnic pe care îl chemase în birou: ce fac eu acum? Și localnicul s-a uitat la el și a zis: stai așezat pe scaun. În secunda următoare și-a ridicat picioarele în sus, a dus mâinile în lateral și-a sprijinit ceafa foarte tare de spătar și l-a întrebat pe localnic: dar acum ce fac? Și localnicul s-a uitat la John Patton și a zis: acum te lași cu toată greutatea pe el. Așa a tradus John Patton în toată Evanghelia după Ioan pentru canibalii respectivi de pe insulă verbul a crede, a te lăsa cu toată greutatea pe persoana Domnului Iisus Hristos. Poate ești într-o situație de neînțeles în seara asta. Poate ai ajuns la disperare, în depresie, nu știi ce să mai faci, ai atâtea întrebări, nu mai ai răspunsuri. Ascultă-mă, în seara asta cu toată greutatea problemei tale te poți lăsa pe iubirea lui Hristos.
Cu toată povara, greutății, problemei tale, te poți lăsa pe promisiunea Domnului Iisus și pe puterea Lui, fiindcă atunci când tu nu înțelegi, atunci când nu simți, când nu știi ce să mai faci, când ești disperată și disperat, când ai cea mai mare nevoie de El și pare la distanță și pare că nu este aproape, atunci Iisus lucrează tainic. El are planul Lui, care îl duce la îndeplinire, și după ce trece toată povestea asta tragică și tragi linie, în concluzia concluziilor zici: ce minunat Domn și Dumnezeu am, și cum știe El să lucreze și să folosească fiecare împrejurare pentru a-și arăta puterea și pentru a mă convinge pe mine să cred din toată inima în persoana și în lucrarea Lui. Îmi doresc aici la Ghirota să fie astfel de oameni care din toată inima să creadă în Domnul Iisus Hristos. Și dacă sunt prieteni în această seară care s-au îndoit de prezența Mântuitorului și de felul în care lucrează Dumnezeu, îl rog pe Domnul, după predica din seara asta, să le cerceteze gândurile și inima și să spunem cu toții: mare și minunat este Domnul și vrednic de toată slava. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.